πάλι πρέπει να κάνω και το PhD του Μαρίνα. Eu fost cu stăpânire. Și să vedeți că am văzut că să se înscrie și am venit să prezentăm. Am venit chiar acolo deja.
Dar ce spune Doru Braia, că el a încercat să pună pe cei doi în autobuz, să-i pună în acel banchet, să dea un simbol de unire a NCC-ului? E posibil. Fotografiile acestea îmi amintesc zile importante, 24 ianuarie 1990. Întrebarea a fost, fiind eu secretar general al PNZCD-ului, să fiu sunat de la Londra de domnul Ion Rațiu. Am început o convorbire foarte plăcută, vă așteptăm în țară, vă așteptăm în țară, strigam noi de la București. Și de spuneam, da, mă pregătesc să vin. În cât timp v-ați putea pregăti? Mi-ar trebui așa o săptămână, 10 zile. Vreau să vin cât mai curând. Și am spus, domnule Rațiu, azi suntem în 10 ianuarie, m-aș bucura foarte mult dacă ați alege ziua de 24 ianuarie. Da, și aveți dreptate, ar fi o zi potrivită. Vă rog să o luați în considerare și să ne țineți la curent. După câteva zile ne-a anunțat că, într-adevăr, și-a rezervat bilete împreună cu câțiva parlamentari englezi să vină în ziua de 24 ianuarie. În 23 ianuarie am convocat o ședință a conducerii PNCCD-ului. Am dus la domnul președinte, la seniorul Corneliu Coposu, la ceilalți. La început, opinia era că o să fie o primire oarecare, adică o primire simplă la aeroport, să meargă cineva din conducere, o persoană, eventual eu, cu șoferul. Eu am stăruit, subliniind că e vorba de venirea în țară a ramurei din exilul românesc. Este un eveniment pentru România, se întoarce în țară o personalitate care a lipsit decenii și decenii din cauza ocupației sovieto-comuniste a României. După mai multe discuții s-a ales o soluție foarte potrivită să meargă la aeroport o delegație cât mai mare condusă de președintele partidului. Așa am ajuns a doua zi, practic toată conducerea partidului și l-am întâmpinat pe Ion Rațiu cu bucurie la prima sa revenire după lungul exil. Într-o cameră alăturată e o fotografie din 28 ianuarie, despre care aș vrea să vă spun, eventual lângă fotografie, două cuvinte. Că n-am știut efectiv că face parte de aici. Eu așa cred că face parte de aici. Și eu cred, eu m-am întrebat dacă asta nu este la Moldova, de la guvernul de la etajul întâi, pentru că am recunoscut-o că asta era sunt aceeași tapiserie și am mai târziu, dar masa asta a fost înlocuită. Nu știu, nu pot să vă spun, dar eu am certitudinea că puteți să la guvern. Da, la 28 ianuarie. Spuneți da. Lucrul ăsta. Aș fi voit să vă spun două cuvinte despre această fotografie. Ne aflăm în 28 ianuarie 1990, celebrul meeting al PNCCD-ului, al partidelor istorice, dar PNCCD-ul organizează acest meeting extraordinar de protest față de încercările FSN-ului de a acapara întreaga putere, de fapt, de a instaura în România un regim de tip Belarus, o neodictatură criptocomunistă. Am venit de la piața Rosetti în fruntea demonstranților. Am fost sfătuiți pe la universitate să abandonăm, să ne oprim la universitate, în piața romană la fel, și am ajuns până în piața Victoriei. Este semnificativ într-unul din jurnale. Ion Rațiu povestește o convorbire cu Sergiu Nicolaescu, în care, mergând spre Italia cei doi, Sergiu Nicolaescu i-a mărturisit lui Ion Rațiu povestea acestei confruntări care a avut loc în 28 ianuarie. Cum Sergiu Nicolaescu spunea că avea pregătiți în Banu Manta câteva mii de oameni, specialiști, antrenați, ca să intervină și să compromită demonstrația pașnică a bucureștenilor. În delegația pregătită pentru întâlnirea cu conducerea FSN-ului, nu fusese inclus și Ion Rațiu. Nu făcea parte încă din conducerea din țară. Venise cu 4 zile înainte. Totuși, ajuns în piață, i-am propus președintelui Corneliu Coposu, domn președinte, eu cred că e bine să ni se alăture și domnul Ion Rațiu în această delegație. Putem să lărgim imediat delegația asta, vă rugăm să fiți de acord. Și Corneliu Coposu a fost pe loc de acord, astfel că s-a alăturat și dânsul delegației care a participat la înfruntarea celebră cu Ion Iliescu. Aceasta e masa, aici este
Așa sunt persoanele, cum vedeți, este Ion Diaconescu, Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Liviu Petrina, cel care vă vorbește. Înseamnă când întâlnești oameni agresivi și violenți, nu? Dar da, îmi spuneți că... Thank you.
vă așteaptă în stradă. Rațiu, împreună cu Petre Răileanu, care este editorul caietelor zilnice al jurnalului lui Ion Rațiu și împreună cu curatorul acestei expoziții, reprezentantul Muzeului Țăranului Român, domnul Mircea Tancău, o să vă spunem câteva cuvinte foarte pe scurt despre ceea ce am încercat să facem cu această expoziție. În primul rând, ceea ce vedeți în jurul dumneavoastră este rezultatul unei munci care a durat de un an de zile. Un an de zile pentru a găsi în arhiva familiei, că a fost ea la Londra, că a fost ea la Turda, poze deosebite și pentru a încerca să vi le prezentăm cu un miez, cu un tâlc. Nu am făcut întâmplător expoziția în această perioadă, pentru că consider că România are nevoie în continuare de repere, de valori și de lideri autentici. Și încercăm să vă convingem prin expoziția de față că Ion Rațiu a fost un lider autentic care merită în continuare celebrat. Nu e o bucată de istorie doar, este un om al căror convingeri sper să dăinuiască și în generația mea și generațiile care vin de după noi. Am să-i dau cuvântul prima dată curatorului acestei expoziții, împreună cu care am lucrat umăr la umăr preț de aproape 3 săptămâni și vreau să vă spun câteva cuvinte din partea Muzeului Țăranului Român. Salut venirea în sală în spate și a domnului Dudu Ionescu, fost coleg de al lui Ion Rațiu și care ne va spune, sper, câteva cuvinte din partea administrației prezidențiale mai târziu. Mircea Tăr. Mulțumesc. Bună seara și bine ați venit, cu număr atât de mare. Bună seara. Bună seara și bine ați venit. Mulțumesc lui Răzvan Roșanu pentru acest proiect inedit, după părerea mea, de a prezenta un număr atât de mare de fotografii și ce m-a impresionat pe mine este că atunci când aceste imagini au venit în mai multe transporturi, mai multe centre ale familiei, ele aici s-au întâlnit pentru prima oară. Imagini de arhivă, imagini de colecție, arhiva familiei, o arhivă care nu ține, o arhivă care nu era ca a unui muzeu sau pregătită pentru o expoziție. Și de aceasta sunt imagini originale, semnate, unicate până la urmă. Povestea este destul de interesantă cu Răzvan. Aveam, cred că peste 1000 de imagini care trebuiau puse într-o operă. Ele aveau, după studiile lui Răzvan, o linie, erau categorisite în câteva familii. Noi aveam o sală foarte mare, cea mai mare sală a Muzeului Țăranului și trebuia să facem ceea ce se cheamă, în termen de specialitate, un discurs muzeal. Împreună cu Răzvan am făcut un circuit de vizitare, adică primirea vizitatorului și purtarea lui și integrarea lui într-o atmosferă pe care, după cât și destul de tânăr fiind, știam despre Ion Rațiu, trebuia să fie puternică și să se înțeleagă cine a fost acest om și personaj pe de-a întregul și nu neapărat din punct de vedere politic, și doar o scurtă perioadă, consider, din viața lui a fost politica în România, activitatea lui fiind foarte vastă, după părerea mea. Acum, ca să vă explic din punct de vedere al expunerii, noi am încercat să nu închidem, am convenit să nu închidem aceste fotografii în rame, să le aplatizăm, să le depersonalizăm. Am fi putut să le scanăm și retipări sau mări sau facem o selecție din atâtea imagini importante. Această expoziție este creată și în spiritul expozițiilor începând cu 1990 realizate de Horia Bernea împreună cu echipa lui și colaboratorii săi. Un tip de expunere
aproape de om, caldă, obiecte, obiectul, de obicei vrem să-l atingem, în cazul acesta nu este recomandat, dar asta poate că știe toată lumea, o latură umană a unui om care cred că a fost foarte îndrăgostit de oameni și de spiritul lor. Și ușor, ușor, și lucrând și consultându-ne și propunând soluții diverse, am reușit să panotăm și cred că încă nu este gata o sală atât de mare, cred că este doar schița unei expoziții care ar putea să fie mult mai bine făcută, dar astea sunt lucruri pe care noi le știm și poate nu zic neapărat specialiștii, ci este vorba de și mai multă muncă decât a fost până aici. Doresc fundației și colaboratorilor săi să o mai realizeze câteva ori și mai bine și discursul să fie mai elaborat și să aducă cât mai multe informații publicului, pentru că pentru România Ion Rațiu a fost un expat care a venit cu niște idei nepotrivite, probabil, pentru foarte multă lume, dar... Da, dar vorbesc cum a fost perceput. Și realitatea este cu totul alta. A fost un profesionist și un vizionar. Expoziția demonstrează, vreau să vă spun că mulți colegi din muzeu, mulți vizitatori au primit cu mare bucurie expoziția Ion Rațiu și din curiozitate și apreciindu-l. Au venit și cei care nu-l apreciau, consider. Și după părerea mea a fost un succes, ținând cont că lucrez de peste 5 ani în acest muzeu și am văzut sute de expoziții. A fost o expoziție vizitată, apreciată și care a lăsat în impresia că ar trebui să fie permanentă. Astfel am și reușit să obținem încă o săptămână de vizitare, va fi deschisă până pe 28 luna aceasta. Dacă puteți să anunțați, mai poate fi vizitată încă o săptămână. Da. Nu. Eu mulțumesc mult pentru ocazia de a lucra la această expoziție cu Răzvan, care este într-adevăr un profesionist dedicat și colaboratorilor noștri care nu au fost puțini și într-un timp foarte, foarte scurt. Vă mulțumesc mult că ați venit și las mai departe. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Propunerea dumneavoastră o să o luăm. Eu vreau să nu trag discursul reprezentantului Muzeului Țăranului Român fără să-i mulțumesc în absenția domnului director Nițulescu, fără a cărui viziune nu am putea fi aici și nu am putea să vă vorbim. Este un muzeu care prezintă multe expoziții legate de etnografie. Potrivirea cu anii 90 este și nu este, dar datorită domnului Nițulescu și a viziunii pe care a avut-o de a accepta în spațiul muzeului și alt fel de fotografii și mai ales expoziții de fotografie, care sunt mai rare poate la MCR sau nu primul lucru la care te gândești la o expoziție de fotografie în Muzeul Țăranului Român, dar ne-a acceptat și lucrul ăsta ne-a făcut munca foarte ușoară și oricum, fără intervenția lui și fără sprijinul lui constant, nu am fi aici. Acum vreau să-i dau cuvântul lui Nicolae Rațiu. Atât. If you'll excuse me, I will speak in English. I know there are some quite a lot of people here who only speak English, so that's my excuse. And my English is a lot better than my Romanian. Răzvan Orășanu I've known for almost 20 years, and when I first met him in London when he was a student, and I've always admired his drive and enthusiasm and excitement generally about things, about ideas, and he always was an extraordinary supporter and admirer of my father Ion Rațiu. So over the last year or so he has been visiting Turda many times for events he was putting on, talks, debates, and
I was always getting these reports back that he was fishing around down below in the archive and going through all the documents and the papers and the photographs and so forth. And every time I was getting these reports of Razvan getting hugely excited and was getting all of this together. In the meantime, in London, we had organized with the Institute of Crimes Against Communism, I Cece Mere, here in Bucharest, Simona Panescu, who's actually here with us tonight, give us a wave, who is their senior archivist. And she has been working on the Jon Radziu archive that we have in London. She's been here for the last 6 months. So suddenly, about, I think it was about a month ago, Razvan rang me up and said, we're going to do an exhibition of Jon Radziu in the Museo Național Țărân in Român, in Bucharest. So, in a month's time? Are you joking? So I said, no, I'm not joking. So there was a big discussion about this as to whether it was possible. I said, well, how often do you get the opportunity to have such a space in the museum, one of the main museums in Bucharest? Take it, seize it, even if it's going to be complicated and difficult. So then it really has been a magnificent and a huge, huge job with the great help of the curator from here. And Indre, my brother, was here working with Razvan. Razvan was working day and night. And I never expected to see as much as what, when I came for the first time yesterday and then again today, because I've been in England. And I never expected it to be so enormous and actually and so atmospheric, because what you see here, or what I saw, was my whole life going past me again with my father. And you can find me around the place, starting about this height, so then that height. Now I've shrunk a bit, so down to here. And it's all the different aspects of Jon Radziu's life. And you'll see, as he said in the election when he came here in 1990, he said, he put it in an interview when he finally got some television coverage. He said, am fost toată viața mea un democrat. Nu am schimbat peste noapte să fiu un democrat. Toată viața mea am fost un democrat. And if you look here, you can see, going right back, even in his shipping business in the 60s, you'll see a flag there somewhere. The flag of the shipping company is a Romanian flag, but kind of diagonally, with an R in the middle, and the R stands for Romania, Radziu, and Regenblatt is the name of the company. And all over you have the Umarele, right back to when it started. Umarele started in 82. You have pictures going right, even further back to when he was, when you actually see him working on the paper that he was doing, which was called the Free Romanian Press. So it's his whole life, and you will understand him much better when you go around here, because you'll see his smiling face, his enthusiasm, his openness, and the number of people, doesn't matter where, that he communicates with and is obviously relating to. You can see people interested in talking to him. This was something that was extraordinary here when he came to Romania, is that nobody of people who were in Romania appreciated the network of political contacts he had in the rest of the world. In fact, they actually resented that he had those contacts, I think, in reality, which was he was actually underutilized here in Romania. That's why we at the Foundation refer to him as the best president Romania never had. So I won't keep on talking, because I could keep on talking as long as the whole 80 years that we see here. But I just wanted to thank Razvan again very much for what he did, and for the museum for all their help. And thank you. And I pass over to Petre. Just, sorry, one more sentence. Just before
Înainte să-i dau cuvântul lui Petre Răileanu și după aceea o să vreau să-mi îngăduiți să-i dau cuvântul și pentru câteva minute lui Dudu Ionescu, care îi mulțumesc încă o dată că s-a alăturat discuției noastre și că a putut să șupă din timp să fie aici. Vreau să vă spun în câteva fragmente foarte pe scurt ce puteți găsi în această expoziție. În prima parte a sălii puteți găsi pe lângă cărțile lui Ion Rațiu, puteți să găsiți ultimul tablou carbonizat atunci când Mineriada a ars casa din Armindenului, a lui Ion Rațiu. Puteți găsi pozele cu minerii și puteți găsi pozele de la alegerile din 90. În a doua despărțitură a sălii din spatele dumneavoastră, pe peretele din stânga, respectiv din dreapta dumneavoastră, cum stați ca public, puteți să vedeți toți anii 90 de la aterizarea la aeroport până în anii 97. În dreapta, pe a doua despărțitură, puteți vedea toată istoria familiei, pornind de la Augustin Rațiu, care stă la 1 decembrie 1918 cu steagul Unirii în mână, și puteți vedea poza acolo, e o poză care are aproape 100 de ani, și în partea asta a sălii puteți vedea tot ce înseamnă partea de UMRL, partea de exil înainte de venirea în 1989, primirea din Downing Street, plus o ultimă secțiune aici în dreapta noastră de fotografii care efectiv nu știm de unde sunt, pentru că Ion Rațiu însuși ne-a ajutat cu această expoziție foarte mult, pentru că, deși nu puteți vedea, e scrisul lui pe majoritatea fotografiilor. În spatele lor stă scrisul lui Ion, care a scris foarte mult despre anul, cine sunt personajele și așa mai departe. Este și modul în care am putut reconstitui mai facil această expoziție, că fără acele însemnări pe care le-a scris singur, nu am fi putut să o facem. Îi dau cuvântul lui Petre Răileanu, mă bucură foarte mult că este aici. Petre a fost editorul jurnalelor, caietelor zilnice, cum le-a numit Ion Rațiu, și a scos cele 5 volume de după Revoluție. Petre, sperăm că va fi și un alt volum în spate. Te rog. Mulțumesc. Bună ziua și bun găsit celor care sunt aici. E o veste bună că expoziția nu se termină astăzi și continuă, așa încât intervenția aceasta a noastră poate că intervine oarecum la mijlocul perioadei și nu la sfârșit și nu în ultima zi. Este un lucru extraordinar că o echipă de tineri s-a ocupat de această expoziție consacrată lui Ion Rațiu, pentru că, de altfel, tema, să-i spunem așa, nedeclarată a acestei expoziții ar fi moștenirea politică a lui Ion Rațiu. Există sau nu există, poate că e prea devreme să vorbim despre asemenea moștenire, dar, în fine, aș vrea să spun câteva cuvinte în acest sens. Cum s-a spus ceva mai devreme, da, am avut acest privilegiu să mă ocup de editarea notelor zilnice ale lui Ion Rațiu, dar numai dintr-o foarte scurtă perioadă, pentru că Ion Rațiu, din 1940, când a plecat de România, și până în ianuarie 2000, când a murit, a scris zi de zi, în caiete, în carnete de tot felul, zi de zi, întâmplările zilei, oamenii cu care s-a întâlnit și alte notații de acest fel, de cele mai multe ori cu foarte puțin caracter personal. În general, era vorba de activitatea lui în lume printre ceilalți. Așadar, sunt 60 de ani de note zilnice. Noi am ales în 1999, când am decis să facem, să pornim această operațiune de editare, am ales ceva care să fie în 1999, să fie semnificativ, și anume notele lui din decembrie 1989, se împlineau 10 ani de la decembrie 89 și ianuarie 90, de când el s-a întors în România, continuând cu tot anul 90. Și apoi a mers, cum spuneam, până la zi, pentru că el și-a scris până cu o zi înainte să moară și a notat, în permanență în caietele lui, cum spuneam, note, observații, și
El spune că această pornire de a-și scrie zi de zi un jurnal, pe care, lucru pe care îl făcea cu o disciplină absolut ardelenească, adică dimineața la ora 5, când se trezea, scria despre ziua trecută, sau dacă avea câteva ore în tren, în mașină, în avion, nota tot ce s-a întâmplat, ceea ce constituie un prețios documentar pentru cei care vor vrea să se documenteze despre această perioadă care acoperă, cum vă spuneam, 6 decenii, 1940-2000. Deci am început cu 1999, în septembrie 99, și cu un record absolut, aș zice, de viteză, am reușit să publicăm primul volum în decembrie. Am început în septembrie, am publicat în decembrie, exact când se împlineau 10 ani de la evenimentele de decembrie 89. Și atunci ne-am întâlnit, era de Crăciun, el venea de la București, noi veneam de la Paris, restul familiei de la Londra, așadar el a avut primul, cartea s-a făcut în permanență între Londra, Paris și București, el a văzut primul cartea și el a adus cartea și puțin jenat îmi spune, știi că aici era chiar prima pagină, al patrulea rând, un cuvânt greșit. Și într-adevăr în arată, era absolut formidabil, șocant, în aceste prime rânduri, care erau prefață, Iorace explica faptul că timp de 50 de ani a trăit în exil, în străinătate, și că timp de 50 de ani a fost apatrid, adică fără patrie, fără țară. Un apatrid este așadar refugiat într-o țară străină, are în loc de pașaport un document care se cheamă titlul de transport, are dreptul să călătorească peste tot în lume, mai puțin în țara de origine, unde, în mod normal, ar fi în pericol. Așadar, el a fost apatrid. Ei bine, acest cuvânt, în schimburile pe care le-am avut în permanență cu editura, cu corectura, l-am subliniat de mai multe ori pentru că era important să se înțeleagă această situație, acest statut al lui. Ei bine, când cartea a apărut, în loc de apatrid, a apărut cuvântul apartid. Apartid, probabil că acest cuvânt spunea mai mult primilor lui cititori, care erau tipograful, corectorii și așa mai departe, decât apatrid, care se pare că nu le-a spus nimic. Și atunci mi-am dat seama că această eroare aparent banală, tipografică, este de fapt simptomul unei grave neînțelegeri care s-a instalat între Ion Raciu, reîntors în țară după 50 de ani, și concetățenii lui pe care i-a regăsit în România. O gravă neînțelegere, era o diferență fără îndoială culturală, o diferență de experiență, de viață, de experiență istorică, o neînțelegere care a făcut ca să nu fie, el s-a întors printre ai lui și nu, ai lui nu îl recunoșteau drept unul de-al lor. Sigur, în decursul anilor, Ion Raciu a devenit o persoană, o personalitate foarte mediatizată, de altfel dădea foarte bine, era un domn elegant, avea o prestanță extraordinară, deci a devenit, cum spuneam, o icoană, spune, a politicii românești, dar la alegeri știm cum s-au întâmplat lucrurile. Paradoxal este că propriul lui partid nu a profitat de această extraordinară popularitate a lui Ion Raciu, în propriul lui partid a fost progresiv marginalizat, așa încât el s-a concentrat, mai ales în ultimii ani, pe o acțiune în care putea să reușească datorită spiritului pragmatic, datorită conexiunilor internaționale pe care le avea, și anume lobby-ul pentru intrarea României în NATO. Și dacă România este în NATO, îi se datorează într-o mare măsură
și lui Ion Rațiu. Lucru care, în general, este uitat când se fac tot felul de aniversări, bilanțuri și alte comemorări. Cu altă ocazie am vorbit despre Ion Rațiu ca un posibil, știu că existau diferite opinii și diferite ezitări între Ion Rațiu, un mit al politicii românești, sau Ion Rațiu, un model al, în politica românească. Un model, da, un model ar putea fi, cu toate că nu e deloc evident că în practica politică românească el ar fi un model. Este evocat ca un model de Temir Cine, când și când, întotdeauna, cu, din perspectiva unui oportunism electoral. Ion Rațiu astăzi, da, poate să mai constituie un asemenea argument electoral, spunând, știți, și eu l-am admirat pe Ion Rațiu, și eu l-am admirat foarte mult, era omul meu politic preferat și așa mai departe. Ion Rațiu este, ar trebui să fie, ar putea să fie un model în politica românească pentru mai multe motive. Mai întâi de toate, a zice, care este fundamental, este faptul că în acțiunea lui politică interesul personal a fost complet înlăturat, șters, în fața interesului public, în fața interesului general. Mai departe, în afară de... Era un om, cum spuneam, pragmatic, rațional, dar cu o capacitate de a aprecia, cum să spunem, de a aprecia evenimentele și de a se adapta. În afară de principiile de bază ale democrației, era dispus, era o minte mobilă, știa că democrația înseamnă și asta, mobilitate și adaptare din mers la cerințele vieții. Spre deosebire de mulți din colegii lui de partid, care au rămas destul de inflexibili în multe privințe. Ion Rațiu avea o cultură politică cu totul și cu totul remarcabilă, o cultură în materie de democrație, o cultură în materie de filozofia dreptului, cunoștea autori din Antichitatea Latină, care au servit întotdeauna drept model și sursă de inspirație pentru drept și pentru organizare socială, dar era la curent, avea lecturi de ultimă oră din autori, din comentarii, mai ales din zona anglosaxonă, dar citea și limba franceză, autori de ultimă oră, cărți de ultimă oră despre democrație, despre probleme de democrație, despre societate. Avea o cunoaștere pe care nu aveau mulți în România a domeniului internațional și geopolitic, analizele lui geopolitice, aveau viziune și aveau, cum spunea un comentator al cărții lui Moscova sfidează lumea, un comentator englez, și o preștiință în analizele acestea geopolitice, iar această carte, Moscova sfidează lumea, este un exemplu de analiză care stă în picioare și astăzi, mai ales a felului în care Rusia, tentația de dominare a Rusiei, și el explică cu dovezi istorice, cu o documentare exemplară acest lucru. Așa încât lectura acestei cărți, dar și altora scrise de Ion Rațiu, sunt în permanență o sursă de, cum să-i spunem, de documentare și de bază de analiză a timpului prezent. Dar, mai presus de toate, mă întorc din nou la lucru cu care am început. Se poate spune că, mai presus de orice, Ion Rațiu a adus în spațiul democrației românești un stil și un model care constă în principal din valorizarea oricărei acțiuni politice din perspectiva interesului public. Totul cu eleganță și detașare. Cum am mai avut ocazia să remarc, Ion Rațiu este ultimul iluminist transilvan rătăcit timp de un deceniu în peisajul politicii românești. Termenul lui, lăsământul testamentului, lăsământul, cum spune el, cu un cuvânt venit în linie dreaptă de la latiniștii școlii ardelene, constă din considerarea politicului ca acțiune practică orientată către interesul general, dar și ca instanță transcendentă, în sensul că individul, cu toate particularitățile lui,
este o verigă dintr-un lanț nesfârșit, cu rădăcini în trecut și ramificații în viitor. Așa cum generalul de Gaulle a creat ceea ce francezii numesc un certain idee de la France, Ion Vrațiu a creat și el o anume idee despre România, pe care fundația care poartă numele și Centrul Rațiu pentru Democrație o duce mai departe între generațiile de azi și de mâine. Și aș vrea să termin citindu-vă un foarte scurt fragment din lăsământul, nu m-am putut, din lăsământul, adică testamentul lui Ion Rațiu, doar trei propoziții. Eu spun așa, important este să se înțeleagă că întoarcerea mea în România și tot ce i-a urmat a fost datorită nevoii mele de a mă înscrie în lungul șir de membri ai familiei noastre care au încercat să servească neamul nostru. Eu am făcut-o atât cât m-au ajutat puterile și pregătirea mea, dar mai ales atât cât mi-au permis prietenii mei de la partid să o fac. Ceea ce a fost foarte puțin sau aproape deloc. În orice caz, n-a fost un efort pentru valorizarea mea. De aceea aș fi fericit în mormântul meu dacă acest jurnal de zi va arăta în ce măsură am contribuit și eu la propășirea neamului românesc și al locului lui în lume, de la general la particular. Mulțumim foarte mult, Petre, și o să-l rog pe domnul Dudu Ionescu să ne spună și el în închidere câteva cuvinte. Îi mulțumim din nou că s-a alăturat discuției noastre. Istoria invitării domnului Ionescu la această expoziție provine de la o fotografie pe care o veți putea vedea chiar acolo undeva în anii 90. O fotografie pe care i-a dat-o lui Ion Rațiu cu cei doi într-o bancă a Parlamentului României din acei ani 90 și i-a dat-o cu dedicație și am lăsat-o cu tot cu agrafă, cu tot cu dedicație, cu tot cu carte de vizită și o să o găsiți acolo ca obiect de istorie recentă a României. Vă rog. Mulțumesc. Nu să vă spun ce discutăm atunci. Vă mărturisesc că invitația lui Răzvan m-a lăsat puțin surprins, mai ales că din păcate n-am apucat să am și eu cărțile, jurnalul. Le-am căutat, credeți-mă, am dat telefon chiar la fundație, dar nu știu de ce. Mai ales că am înțeles că sunt unul dintre personaje acolo. Nu foarte bine, foarte bine reliefat în sensul pe care l-aș fi dorit eu. Înainte să vă spun, nu sunt de acord cu ce a spus domnul, cu ce a spus Ion Draci în unele dintre cărți, dar tocmai de-aia e frumoasă democrație. Dar pe de altă parte sunt foarte de acord că Ion Draci este unul dintre marii nedreptățiți ai politicii românești și mai ales episodul în 1996 când trebuia să ajungă președintele Camerei Deputaților și n-a ajuns. N-are sens acum să spun din ce motive, dar este o mare nedreptăție. Am să vă spun însă, pentru că o expoziție de fotografii, în fond ce e o fotografie, e o mărturisire, o să vă spun câteva mărturii pe care le am legate de Ion Draciu. Sunt vreo 3 sau 4, sper să mi le amintesc pe toate cele pe care mi le-am propus. Prima, gândiți-vă, un tânăr de 33 de ani, cu tradiții țărăniste, bunicul meu a fost deputat țărănist, care știa, presupunea că știa ceva despre democrație, are în ianuarie 1990 exemplu de democrație practică. În momentul în care, nu știu dacă vă mai aduceți aminte de 28 ianuarie, Ion Rațiu îi spune lui Iliescu, domnule președinte, nu puteți fi și arbitru și jucător în același timp. Dacă stați să vă gândiți acum foarte bine, este evident că ceea ce spuneți dumneavoastră de pragmatismul lui Ion Rațiu, acesta era pragmatismul lui Ion Rațiu. A pus democrația, era o aplicare practică a democrației. Cred că e prima definiție practică a democrației pe care am avut șanse să iau parte.
Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, dar care nu e o mărturie personală, dar cred că trebuie menționat aici, nu știu, poate că ați menționat, poate că ați spus lucrul ăsta, din păcate n-am putut să vin de la început, este apariția ziarului Cotidiano, care, după părerea mea, este primul quality paper, dacă cred că așa se spune, care a apărut în România. Cred că pentru asta trebuie să mulțumim, pentru că peisajul de atunci al mass mediei era cu totul altfel dacă n-ar fi apărut și Cotidianul ca un ziar de calitate, nu mai spun de calitatea tipografică care apărea. Acum două lecții din Parlament. Prima lecție din Parlament, iarăși din nou vorbind de pragmatismul lui Ion Hărciu, în 1996, când în urma alegerilor am ajuns mai mulți dintre noi parlamentari, ce am găsit pe masă la prima ședință a grupului parlamentar? Un organizer. Veți spune, domnule, asta este o chestie, omul semnase, își făcea într-un fel sau altul, puteai să spui că își făcea într-un fel sau altul publicitate, dar nu. Era primul organizer pe care îl primeam mulți dintre noi atunci și care ne arăta că, printre altele, democrația nu înseamnă numai valori și principii, ci și practică. Credeți-mă că l-am și acum, nu m-am atins de el, pentru că, iată, am avut șansa acum să-l pomenesc. Cred că merită pomenit acest lucru, da. Poate că cea mai importantă amintire pe care cred că majoritatea dumneavoastră o aveți în memorie este întâmplarea cu minerii din noiembrie 1991. Când doi oameni, Ion Rațiu cu cuvântul și Ion Alexandru cu crucea în mână, au salvat instituția Parlamentului României. Doi oameni, amândoi credincioși, cu credință în Dumnezeu, dar cu credință în democrație, s-au opus ocupării Parlamentului de către mine. Este probabil exemplul cel mai pur de leadership. Încerc să găsesc un alt exemplu de apărarea instituției primordiale în orice democrație, și anume Parlamentul, un alt exemplu în 26 de ani mai puternic decât acest exemplu. Ion Rațiu, cuvântul, Ion Alexandru cu crucea în mână. Ultimul, cu toate că a fost menționat, ultima amintire s-a întâmplat că între 92 și 96 să fiu supleant la Adunarea Atlanticului de Nord, în care Ion Rațiu a fost chiar vicepreședinte la un moment dat al Adunării Atlanticului de Nord. Ceea ce s-a spus aici este perfect adevărat. Ion Rațiu este cel care a ajutat la Parteneriatul pentru Pace, la înscrierea României ca prima țară în Parteneriatul pentru Pace. Prin legăturile pe care le avea, în special în lumea anglo-saxonă, a pus o bază extrem de solidă a ceea ce poate să reprezinte România pentru Tratatul Atlanticului de Nord. Și nu în ultimul rând, aș spune, este unul dintre fondatorii Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și credeți-mă că chiar am ceva emoții. Încă o dată mulțumesc foarte mult, Răzvan. Vă mulțumesc. Nu mă rămâne decât să vă invit să vă uitați cu atenție la aceste fotografii. Este și o expoziție la care puteți participa, nu e doar ceva ce stă pe pereți. Dacă dintre dumneavoastră sunteți care știți anumite personaje, vă amintiți deodată, care nu o găsiți înscrisă pe cartonașele din dedesubtul fotografiilor, la muzeograf în spate o să puteți găsi niște bilețele, vedeți că sunt unele bilețele galbene, care ne ajută să reconstituim bucăți crâmpeie din istoria recentă a României. Vreau ca această expoziție, care este singura în 26 de ani dedicată lui Ion Rațiu, să constituie baza, temelia pentru ca niște valori în care Ion Rațiu a crezut
și pentru care s-a luptat foarte mulți ani de zile, să fie transmise mai departe. Motiv pentru care închei cu o bucurie personală că la această a doua conferință văd foarte mulți tineri în sală și speranța este că veți veni din ce în ce mai mulți. Expoziția este deschisă până joia viitoare. Am obținut o mică prelungire pentru care mulțumim din nou Muzeului Țăranului Român și cu ocazia Nopții Albe a Muzeelor, cu alte ocazii pe care le aveți, vă rog să profitați și să o vizitați. Noi o să vă stăm la dispoziție, vă invităm și la o cupă de vin, colegii mei au pregătit acolo în dreapta, în spate. Vă mulțumesc foarte mult și vă invit să transmiteți tuturor celor care știți că au o parte din această istorie memorată sau cunosc elemente sau sunt interesați de crâmpeie din istoria recentă a României, să vină aici. Nu avem alt plan, nu există vreun plan ori politic, ori recent. Este un plan de a prezenta un lider din istoria recentă a României, așa cum a fost el, cu cât mai multă informație, cu cât mai mult background. Inițial, Ion Rațiu nu prea se potrivea în peisajul politic românesc. Era venit din altă cultură. Mă îndoiesc dacă s-ar potrivi și astăzi. Adică seriozitatea, dar în același timp și umorul pe care îl avea, nu știu dacă ar putea să fie înțeles astăzi. Reprezintă totuși una dintre cele mai luminoase personaje din acea perioadă. Uite, mi-aduc acum aminte de congresul pe care l-am avut. Este primul congres din noiembrie 91. Chiar aha, din noiembrie. Probabil că era deja întors din Parlament, cu vestitul episod în care a salvat Parlamentul și democrația în România atunci. Și asta este un meeting la Timișoara, știi? Ceva de mare meeting la Timișoara? Nu știu, uite că nu știu de meetingul ăsta de la Timișoara. Probabil că ăsta este chiar în momentul în care e candidat la președinție în 1990. Bănuiesc că este deja din Parlament. Ăsta este, pe deja, aici chiar conduce o ședința Camerei Deputaților. De ce? Pentru că Ion Rațiu a fost din 92 vicepreședinte al Camerei Deputaților. El. Și despre poza asta poți să ne spui ceva mai mult? Wow! Este una dintre cele mai... pentru că banii și cu Rațiu erau banii Ghica, prințul Ghica, și el educat în Marea Britanie, îți dai seama că erau cei care erau cei mai, să zicem, anglosaxoni. Da, asta e poza care a speriat România, între ghilimele, legat de PNC? Da. Asta no. E, nu? Ba, putem. Merită să fie spusă că asta e, de nu? Fapt. Da? Cam fine, asta da, e. Da, da. Asta e una din ședințele, astea erau conferințele de presă pe care le organizăm la... Unde? La sediu? La sediu PNC-ului, dar... Asta este după alegerile din 92. Conferințele de presă, nu vreau să pomenesc prea mult, dar eu le-am organizat. Prima conferință de presă eu am organizat-o, dar tocmai venisem de la britanici. Și una din lucrurile esențiale pe care... Faceți conferință de presă și a durat foarte mult până că... Conving că atunci toată lumea vrea să facem împreună cu Convenția Democrată. Dar, domnule, totuși suntem PNC. CD. Și Radu Vasile a fost una de marile bătălii, cine să fie purtător de cuvânt, Radu Vasile. Radu care era foarte apropiat de Ion Rațiu, pentru că unul era vicepreședinte la Senat și altul la Camera Deputaților. Ei se vedeau mai des decât alții în ședință. Da. Am înțeles. Și astea sunt poze în sediu PNC-ului, mă gândesc, nu? Nu, asta este, cred că e la sediul MRL-ului. Cred că sunt la sediul MRL-ului, da. Chestiunea felul ăsta, asta e Parlamentul vechi, nu? Ăsta este Parlamentul vechi și ăsta este Parlamentul, aici simțe să fiu,
Ai fost și tu deputat în legislatura asta sau nu? Nu, în legislatura asta eu n-am fost. Asta a fost, asta este prima legislatură în 1990. Da. Și poza asta când e deja Convenția Democratică, o știi că asta e Constantinescu, un consultant străin cu Coposu, Rațiu și nu știu cine este. Este, nu mai mi-aduc aminte exact numele, în orice caz, domnul acesta și cu doamna acesta erau niște englezi aduși de Rațiu, așa? Pe post de consultanți pentru Convenția Democratică. Da. Aha. Și practic asta e o ședință a convenției din 93. Nu, era o întâlnire, nu, nu, asta e 92. 92 deja. 92 deja, da, da, da. Am înțeles. Constantinescu era și el membru din partea alianței, din partea alianței civice sau din partea mai era o formațiune a universității care, uite că am uitat. Interesant. Acum care. Și meetingurile astea cu Iuliu Maniu în spate, asta îți spun ceva? Ăsta este un spune centenarul nașterii Iuliu Maniu. Dar atât avem de pe spate scris de Ion Rațiu, dar nu mi-amintesc când. Care a fost contextul? Unde e poza? Ăsta este în București, dar nu mai știu unde exact. În București. Da, în București nu mai știu unde. Dar asta este la mare, unul din seminariile pe care le-am făcut împreună, pe care le-am făcut împreună cu Hans Seidel. A, da? Da, 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 da. Da. Interesant. Deci da. Hans Seidel 92. Da, da, el 95. Deci noi am făcut cu Hans Seidel, cu Hans Seidel seminarii din la sfârșitul anilor 90. De fapt, Hans Seidel și cu fundația Partidului Conservator din Marea Britanie, Westminster Foundation sau da, da, în fine, da, partea conservatoră, da, da, da. Ei au fost cei care ne-au ajutat cel mai mult. Ei, da. Și iar evident că Rațiu a fost sediu acolo? Nu știu. Și am spus că ar fi sediul PNţ-ului din Rosetti. Nu, ăsta aici, da, asta cu siguranță este. Asta este în holul PNţ-ului. Aici este cu o organizație județeană, o organizație de Buzău. Întâmplător recunosc pe cineva aici, domnul Moraru. Da. Era, da, el se implica, evident că se implica și în participarea în organizarea efectivă a partidului. Asta am înțeles că e tineretul PNţ-ului. Doamna ar fi fost președinta PNţ. N-a fost, n-am avut nicio femeie președintă la PNţ. Așa scrie pe spate. Dar o fi de la o organizație județeană, pentru că interesant. Da, pentru că uite aici totuși este pare a fi o mai degrabă o sindrofie din de undeva din îți spun de unde este, din Caraș. Acesta este domnul Sturza, care era președinte și deputat din Sturza, din Caraș Severin, și acesta este Nea Gherga, care trăiește și astăzi și este unul dintre cei care a luptat în munți. Este unul dintre cei care a luptat în munți. Da, 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 acest bătrân, da. Aha. Da, asta, e... asta ar fi la guvern? Din spate, crezi că e la guvern? Nu, este în Parlament, ori la Camera Deputaților, ori la Senat, unde am avut noi o întrunire, aveam sala respectivă. Da, Parlament. Da, din Parlament, da. Da, este din, anii... uite, chiar scrie, uite, nu știam. Din anii 90, de la începutul anilor 90, uite, chiar scrie din 90, da. 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 Interesant, da. Du-te de așa asta, asta este... Asta. Nu, asta nu, asta este în CPUNE. În CPUNE, eu pot să vin CPUNE. Da, 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 în CPUNE. Rațiu fusese vicepreședinte și la CPUNE. Aha. Da. Asta e tot o chestie, o festivitate cu armata. Iar asta este la Cotroceni. În momentul în care uite-mă și pe mine, într-o poză aici eram, da, delegația PNţ-ului, ne întâlneam cu președintele. Da. Unde? Uite, ăsta sunt eu. Ăsta e Ciumara, da, Diaconescu. Stoica, Valeriu Stoica este asta. Nu, nu, ăsta este Tăvală. Era PNţ-ul, ăsta era PNţ-ul la întâlnire cu președintele. Am înțeles. Deci Deci asta e de până 93-94.
Cam sunt cu aici, să și astea sunt corect, nu? În anii 95. Ăsta este președintele adunării Atlanticului de Nord. Hai, interesant. Hai de capul, cum îl cheamă? L-am uitat. O să-l reconstituim, da. Bine, deci, că ne-ai spus. El e președintele adunării Atlanticului de Nord. Și Rațiu era vicepreședinte la adunarea Atlanticului de Nord. Și l-a adus în România. Și l-a adus în România, da. Ce interesant. E un neamț V-O-G-H-T, cred că îl mai... Dacă mi-a... Nu știu cum se pronunță, dar cred că el e. Asta este o întrunire pe NAC, uite, cu DJ-ul, cu Țepelea și cu Remus Opriș. Așa? Unde? Nu mai știu, o chermeză undeva. Da, asta este la Alba Iulia. La Alba Iulia, da, decembrie. Da. Nu. Aici a fost un meeting pe care l-am făcut în... nu mai știu de ce am făcut acel meeting. Sincer să fiu, nu mai știu de ce am făcut. Am înțeles. Asta e la mormântarea lui Copos. Nu știam. Credeam asta e mormântarea lui Copos. Asta, da. Dar e piața Revoluției, practic. Nu? Da. Asta de exemplu, un alt... Asta este unul dintre cele mai interesante episoade legate de prizonierii români din Basarabia. Nu știi că s-au plimbat în cușcă lideri politici români într-un moment de solidaritate cu arestarea grupului Lașcu. Grupul Ilașcu, am înțeles. Și asta cu Constantinescu, o idee când este? Nu mi-aduc aminte. Ăsta este în orice caz reprezentant. Nu, era reprezentantul lui Hans Zeidel în România. Și asta are legătură? Este la, cu PNț-ul? Nu, asta este mai degrabă UMRL. Ăsta este Gheorghe Ceaușescu, profesor și a fost deputat în profesor de istorie la Universitatea din București. A murit săracul de el, Dumnezeu să-l odihnească. Aici e tot la Cotroceni în momentul în care am fost primiți. Este aceeași... Și noi, Crețu, nu? Da, era purtătoarea de cuvânt al lui Iliescu, da. Și asta, pozele astea? Asta e probabil că la un meeting pentru regele Mihai. Nu știu de unde e. Nu, în orice caz, tot în piața Palatului, piața Revoluției. Și ăsta este Parlamentul vechi, nu? Tot ce aici e tot... nu știu dacă aici... ăsta e clar 92. Uite-mă și pe mine aici. Deci am fost coleg de bancă 4 ani de zile cu Ion Rațiu. 4 ani de zile. Am niște istorii, n-am voie să le spun public, dar în fine, puteți povestesc vreo două dintre ele. Asta este o întâlnire a birourilor permanente al biroului permanent a biroului permanent al Camerei Deputaților. Ăsta e Gavra, uite, ăsta e Berceanu, dacă mi-aduc eu aminte bine. Da. Și ăsta este un tip de la PSD al cărui nume nu mi-l mai aduc, PSD-re atunci. Și aici e din nou cu Emil Constantinescu, dar nu știm... Ăsta este doctorul, cum îl cheamă, doctorul Joavina. Nu știu unde e. Doctorul Joavina. Doctorul Joavina, tatălui, a fost unul dintre marii fruntași ai PNAț-ului. Am înțeles. Și aici este la vot în 92? Sau când? Nu știu, nu pot să spun. Nu pot să spui. După cum arăta, părea că ar fi fost 92, dar nu pot să spun. Și nu. Asta, conferință de presă, tot așa 92, zici? Era o conferință de presă a Convenției Democratice. Cunescu, da. Sergiu Cunescu, Coposu, Emil Constantinescu, ăsta este Ciorici. Cum îl cheamă? Am uitat care e prenumele lui. Corici, am uitat. Asta, bineînțeles, votând în Parlament. Da,
Era în prima legislatură a Parlamentului de după 89. Și aici e 91? Aici este primul parlament. Erau 11 parlamentari. Ăsta e John Ghione. A ajuns președintele Curții Constituționale. Ion Diaconescu, Claps, Constantinescu, Claps și Rațiu. Da. Erau 11 mari și lați atunci, în CPUNE. De fapt, ăsta e CPUNE-ul până la urmă. Am înțeles. Am înțeles. Aici sunt electorale, cred că astea sunt de la Cluj. Aici este chiar votarea. Da, asta este clar în 90. Asta e clar în 90. Și meeting-ul ăsta, care ieri n-am reușit să reconstituim, dar e fabulos. Boșorogii fără dinți vor să ajungă președinți. Da. Deci da. E un meeting anti sau... Nu, la un meeting al lui, pentru că a avut multe episoade. La Buzău era să pățească rău de tot. La Brăila era să pățească tot. Dar, cu tot respectul, am să folosesc o frază pe care n-am vrut să o folosesc acolo. Era un om cu sânge în instalații. Adică un autentic lider. Tipul nu se speria de mulțime. Nu era genul de om care să se oprească de la nu de a înfrunta, ci de a se confrunta cu opozanții în... Și ce practic veneau, adică asta era în cadrul manifestației, erau grupuri anti. Da, da. Nu. Da, ai vreo idee unde e asta? Nu știu, habar n-am. Bun, asta am reconstituit, este de la Brașov, este muzeul de istorie în Brașov, deci tot ce e jos e Brașov, tot ce e sus e Cluj. Atâta știm că asta este. Asta este casa studențească, da. Asta iarăși pănuim că e Târgu Mureș, dar nu știm sigur. Nu e Cluj, e Cluj, Cluj. Domnul Manda, că mi-aduc aminte, care era unul din susținătorii și profesorul. Ia uite ce lapsus am. Profesor, nu, asta e Cluj sigur, Cluj sigur. Am înțeles. Ok, și asta este Timișoara. Dar au fost două la Timișoara, una în Piața Unirii și una dincolo, nu știm. S-o reconstituim, asta e când își ia buletinul. Și asta este chiar venirea. Ai fost la venire? Am fost și eu pe aeroport. Dar e adevărat ce spune Doru Braia, că l-am sunat pe Doru Braia, că l-am văzut în poza asta. Da. Și zice, domnule, eu am încercat să conving, uite, aici, în poza asta, să stea împreună în aceeași, să dea un simbol de unitate, că aveau mici... Atunci... Asta este chiar întâlnirea în care i-a spus lui Iliescu, asta este. Întâlnirea după 28 ianuarie, în care i-a spus lui Iliescu, nu poți să fii și președinte, nu poți să fii și arbitru și jucător în același timp. Asta e important. Asta e chiar sala de la etajul de la Victoria, nu? Da, aici se țineau ședințele de guvern. Și aici, uite ce pe Petrin. Atunci. Uite, Petrin, ar trebui și el întrebat. Eu eram pe undeva, pe aici, eu am intrat pe post de bodyguard. Acolo, aveam ceva mușchi pe vremea aia. Dar asta cu... Și despre manifestația asta la guvern, ce poți să ne spui? Păi ăsta e 28 ianuarie. Spune-ne mai mult, că suntem... Ce să spun, a fost... cuvinte, ceva. Despre... Asta este o istorie persă. Dar lasă-mă să mă întorc puțin la ce a spus Doru Braia. Da. Evident că a existat o neînțeleg de o... Uite, asta este sosirea pe aeroport. Ăsta e Ionuț Gerasim. Ionuț Gerasim și Doru Braia în spate. Da. Petrina a zis, domne, am făcut o ședință pe 23 să conving să vină lumea cu Marea Lai. Că ideea la ce să vină? La venirea lui Roții pe 24. Că a zis că lumea ar fi trimis un șofer la aeroport și punct. Și s-a schimbat chestia asta că au mers mai mulți. Nu știu dacă e corect sau e... Cum e cu memoriile? Memoriile se reconstituie. Nu vreau să comentez. Bun, dar spune ceva din atmosferă. Cum a fost? Deci 28 ianuarie a fost... Mare, mică, că nu se vede în poză, nu știu. La Rațiu, la prima... A fost excepțională, na. După aia ne-am retras la sediu. A fost excepțională primirea. Am înțeles. Și iar ideea... erau cât de cât bune între la vremea aia. Era prima oară când se vedeau după secole. Adică, încă o dată, cine speculează că nu se înțelegea. Încă o dată, Rațiu și cu Coposu au fost două personalități accentuate. Eu am înțeles că și în cărțile despre mine și în cărțile lui Rațiu, chiar Rațiu spune că Dudu e mult mai apropiat de Coposu și
și îmi reproșează, chiar redă o discuție. Eu n-am citit cărțile. Bine, cărțile erau jurnalului personal, da. Deci niciodată nu trebuiau făcute public. Da. Teoretic, da. Dar familia am înțeles, am înțeles că la un moment dat a spus că în, mi-ar fi zis că o să trec chestia asta în jurnal și obraznic am răspuns atunci înseamnă că o să rămân în istorie. Nu, n-am citit, așa mi-au spus relata, din păcate n-am putut să fac rost. Da, să-ți trimit vreau să le cumpăr, da. Da. Să-ți trimit o copie. Da. Iar asta, 28 ianuarie, după părerea mea, a fost cea mai mare... Ei, gândește-te, cea mai mare... Nu-i de mult? Sau cum să nu? Era reacția firească a românilor veniți din comunism în momentul în care FSN-ul s-a declarat că vrea să fie partid. Aha. Deci asta a fost, de fapt. Și a fost o contra-manifestație? Nu, n-a fost o, a fost manifestația asta. După aia a urmat contra-manifestația. De fapt, au încercat să organizeze chiar în ziua aia contra-manifestație. Cine? Da. Dan Iosif? Sau Dan Iosif. Dan Iosif la Banu Mantă. Întâmplător stăteam pe Turda și când m-am dus la sediul PNTS-ului dimineață pe la 8, ei deja se organizaseră în fața primăriei. Aha. Dar manifestarea a fost imensă. N-aveai cum să faci o contra-manifestație. Noi am plecat, când am plecat noi din sediul PNTS-ului, ca să ajungem în capul coloanei PNTS-ului care plecase deja, i-am prins abia la scala. Deci oamenii plecaseră din fața sediului și, și de acolo, de la sediul PNTS-ului până la scala, era plin cu lume. Nu vă mai spun că erau foarte mulți care veniseră de la liberali în momentul ăla, care aveau... Cunescu, de exemplu, ni s-a alăturat la piața Romană. Cunescu, care are și el un monument al, și el e un nedreptățit al istoriei, după părerea mea, un mare democrat și Cunescu. Și eu cred că au fost cel puțin jumătate de milion de oameni atunci, jumătate de milion de oameni. Și noi am mers printre oameni din piața de la Scala, printre oameni până la... Noi n-am fost niciodată capul coloanei. Tot timpul erau oameni în fața noastră. Da. Deci mii de oameni. Nici acum nu reușesc să-mi dau seama. Am întrebat și am discutat cu foarte mult, inclusiv cu Rațiu, cine ne-a băgat în interior, în sediul guvernului. Aia a fost în momentul în care noi am... Eu cred că aia a fost una dintre cele mai... La un moment dat, după Ștefan cel Mare, a venit un grup de bine domn tineri formați, care ne-a rupt pe noi de restul coloanei și a forțat intrarea în guvern. Și noi nu ne propusem să intrăm în guvern. Pur și simplu mergem să facem o manifestație, să manifestăm. Și în momentul ăla a început toate. Sala, parcă poza era pe undeva pe aici cu sala. Uite aici, da, asta este sala. Deci noi n-am vrut să avem această discuție. Pentru că discuția... Dar în interior cine era? Iliescu? Iliescu, Roman și încă câțiva, pe care dacă vedem pozele pot să-i recunosc. Și din partea noastră erau cei pe care vezi în poză, mai era Cunescu și încă un coleg de-al domniei sale, i-am uitat numele. Și de la liberali atunci au venit Dinu Patriciu, și cu Tăricianu au venit. Ei la un moment dat au declarat că se retrag din... Da, s-au retras, au declarat că se retrag din piață. Pe de altă parte a venit declarația Ioanei Brătianu că nu e adevărat, liberalii noi rămânem. În fine, asta e o mică anecdotică, dar a fost una dintre cele mai mari demonstrații. După aia, haideți să facem o mică pauză. Și au adus în sala în care astăzi se țin ședințele de guvern încă vreo 50 de partide. Deci s-a diluat. Aici pur și simplu erau partidele istorice. Deci PNL, PNTS-ul și PSD. PSDR. Da. Asta și după aia au întrerupt, au mai venit alte câteva partide care erau partidele de buzunar conform legii. Și minerii, acolo putem să mergem? Mergem, cum să? Păi aia este... De ce aia este? Vreau să-ți arăt aici. Asta le-am reconstituit, sunt ultimele poze pe care am reușit să le iau de pe un film de 1:1. Da, dar asta... Și le-am reconstituit. Deci sunt ultimele fotografii de mărimea asta care mai există. Uite, Rațiu, voi. Uite, asta este. Deci aici e ceva.
cu Ioan, e adevărat că și cu Aniu Alexandru cu crucea în mână. Uite-l pe Cunescu, care deci, era vicepreședinte. Deci aici, nu e poza asta, am încercat să ne... Asta este poza în care Ioan Alexandru da, e crucea. Da, nu? Da, asta e. Nu, a luat crucea care era de aici și le-a arătat-o... Remarcabil. De fapt, ăsta este momentul fondator al parlamentarismului în România, după părerea mea. Interesant. Uite-te puțin, fără să supere nimeni aici. Toți care conduceau, Dan Marțian, ăsta e Otto Weber, Cazimir Ionescu, nu știu cine e tipul ăsta, Cunescu, toți așteptau... Ăsta nu e Quintus? Ăsta e Quintus, pardon, Quintus, iartă-mă, Quintus, da. Deci singurul care a calmat a fost Rațiu. Deci, încă o dată, cu tot respectul pentru Rațiu, era deci om cu instalație... Aici este poza cu focul din Armindă. Deci asta este șemineul familiei, înainte și după incendiu. Deci e aceeași poză dacă te uiți, vezi? Da. Vezi arcada și sperile, astea sunt înainte și după incendiu. E aceeași poză, aproape același secvență. Și ăsta este ultimul tablou care a ars. În casa familiei aici din Armindă. A, uite și da. Săbilă japoneză. Da, asta este statul. Wow. S-a păstrat, deci ultima care mai... Da. Dar spune-ne ceva, cum s-a văzut la vremea aia mineria, dar faptul că i-a ars casa lui Rațiu și cum... A, cum deci, același lucru, cine știe? Știau minerii, nu știau minerii. Rațiu, din păcate, a avut în preajma lui și niște domni oameni infiltrați. Domn tovară și infiltrați, care, în fine, nu mai... Din câte știu eu, asta poate că spune în jurnal, nu știu dacă știu bine, Rațiu a avut o contribuție cauza românească și înainte de 89. Deci era, probabil că în virtutea unor înțelegeri pe care, întâlniri pe care le-a avusese înainte, a crezut că oamenii ăștia sunt de bună credință. S-a dovedit că nu au fost de bună credință. Da. Asta este o întâlnire cu cei de la Cotidianul. Da, tot în casa din Armindă. Da, aici este Țepelea, Lăzărescu, Paul Lăzărescu, care era... Asta e Anca Lăzărescu. Da, Armindă-nic. Da. Aici este focul. Deci cum asta și aici cum explică după BBC-ul lui... Da, el a avut atunci, a avut o perioadă groaznică, a fost extras din casă, pe sus, parcă mi-aduc aminte că a trebuit să sară niște garduri, ceva. Da. Nu mai știu, mi-a povestit, dar nu mai știu exact. Da. Nu, asta este, de fapt, nu e un Rațiu și minerii, e un Rațiu și democrația românească. Ce tare. Da, okay. Asta este, de fapt. Asta este un, a fost... cred că în momentul ăla Parlamentul era cel mai... De fapt nu era Parlament, în fine, Parlament, era CPUNE-ul, era... Ba nu, ăsta era Parlament deja, Da, Dan Marțian era președintele, președintele Camerei. Uite, pe Ion Alexandru cu cruce, uite. Ăsta e Ion Alexandru cu cruce. Și Rațiu încercându-i să-i potolească pe oameni ăștia săraci care nu aveau nicio vină și cei care i-au dus aici. A fost o manipulare groaznică. În fine. Eu îți mulțumesc. Cea mai mare bucurie pe care mi-ai putut-o crea în ultima perioadă legată de Rațiu. N-am fost un foarte apropiat de Rațiu, dar am avut șansa să stau 4 ani de zile lângă el și să învăț multe lucruri. Din timpul vieții n-am avut o relație adversă cu Rațiu. Doamne ferește, nu. Mult prea domn ca să te poți supăra pe Rațiu. Era din altă lume, din păcate. Noi eram la începuturi atunci. Da. Papionul la noi încă nu venise. Uite, Papionul este acolo, ultimul care mai supraviețește. Ok. Am reușit să dăm de el. Sunt două magazine la Londra care mai au papioane. De acolo le lua. Deci, ăsta este Gibbs & Hawkes. Și mai este unul, New and Something, de pe Jeremy Street, care face uniforme pentru Eton. Aha, și de acolo își lua papioane. Ok. Da. Și asta este o caricatură compozită din vremea aia. Au zis că, domnule, președintele ideal, cu sprâncenele lui Rațiu, cu zâmbetul lui Ion Iliescu și cu papionul lui Rațiu. Da. Asta e chiar de la dezbaterea de la televiziune. Și niște insigne din campanie și programul electoral.
Și asta care am mărit-o și am făcut-o panou expoziție. Da, și asta cred că e chiar dinaintea televiziunii. Exact, dinaintea emisiunii televizate, da. Cum intrat la televizor. Cei trei candidați, da. Îți mulțumim că ți-ai răpit din timp să... Păi asta cred că e chiar de la lansare, mă gândesc. La, adică l-am găsit la într-un, pur și simplu într-un... Uite, asta e Ioana Brătianu. Ioana Brătianu, da? Da, da. Asta este soția lui Rachel. Soția Elizabeth, da. Liz. Ma, nu știu la ce funerar erau aici. Probabil de la Revoluție ceva. Dar nu știu. Secțiunea asta este doar despre lumânări, comemorări și așa ceva. Da. Pentru că e ultima și am vrut să sugerez sfârșitul vieții lui. La ăsta s-ar putea să fie monumentul, dar am găsit nimic. Nu, sigur ăsta e monumentul. Dar am găsit nimic despre el, cum l-a venit. Da, a fost o... E tot ce mai supraviețuiește. Acesta e o slujbă de Paște. Slujbă de Paște acolo? Da, da, sigur. Sigur. Deci asta e tot ce am mai găsit într-un caiet, pur și simplu aceste poze, fără explicație, fără nimic, n-au nici pe spate. Deci ăsta e monumentul memorandumului pe care l-a făcut la Cluj. Aha, da. El, în memoria memorandiștilor. Da, da, da. Și lansat în 94, de-aia... Iar asta este o manifestație este după și... vremea când eram în... I-am zis nu, că asta, nu, să știi că asta tot moartea lui Copos? Ba da, tot moartea lui Copos. Tot moartea lui Copos. Că mă gândeam că e... Da, tot moartea lui Copos. Tot moartea lui Copos. Da. Bun. Mersi. Asta nu e de la tot. Până la tatăl. Dar nu contează la aia. Asta este... Asta este șeful lui Hainzal. A, și nu e gnau. Nu, nu, era mai clas, nu mai, nu mai. De ce? Cum? Iar asta este, cum o cheamă? Asta e expoziție vie, deci o, asta trebuie să o pun să aibă, să mai exact la PNC. Da. La PNC. Da. Cosac și Ceaușescu, seminar da. PNC plus Hanzai. Da. Corect. Da. Și scrie la, cum e fost seminarul organizat în anul, dar nu știu că mai nu e aproape. But he was very proud of having A grandson. Yeah, yeah. Because that was his second grandson. Indra and Ioana, first one. And this is Augustine, Hernandez, my grandfather. Okay. And he came and was at the Covent Garden. Well, his handwriting of... my father. Yeah. He called himself Yanku. Yeah. But he came, he was net out, this was like 66, they let him come out during the, just a little bit, but only to have an operation on the hernia. Okay. That was the and he went and came back to remain? Then he went back. Because he had, as it was, all the rest of his family, and his wife, and the other sons, and so things. And this is Tila, This is Tila, and this is him being a Romanian farm. Yeah. And this is the Tila family here. Mm-hmm. And
Yeah, always said that Tila was instrumental for his Tilia was his kind of his father figure. Sort of father figure in London, in the UK. And he was very, very well connected. He looked after him when he got old. Because Tilly needed to save all his money. He came out with some money when he was ambassador. Obviously, everything was confiscated. He had no other means of earning anything. So it was until the money ran out. Cine știe, poate să mai naște, poate că mai vine de undeva. Da. Interesant. Bine, îți mulțumesc, Florin. Băi, și eu mă simt. Poziționarea noastră aici. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Nu, că nu te-ai.